Beneficiarii centrului de reabilitare sunt victimele traficului de ființe umane. Sunt femeile care au plecat ilegal la muncă și au nimerit în niște situații foarte complicate. Sunt de multe ori migranții ilegali. Și nu în ultimul rând, beneficiază de asistența noastră și tinerii care necesită asistență ca prevenire. Dacă vorbim de familiile din care vin acești beneficiari ai noștri, trebuie de menționat că sunt familii social vulnerabile. Ce ar însemna asta? În primul rând, e vorba de mamele solitare. E vorba de femeia care, născând un copil, nu are cu ce să-l hrănească, nu are cu ce să-l susțină. Eventual, deci nu are casă, nu are părinți și nu are suportul bărbatului, pentru că este de una singură. Vorbim de o altă categorie de tineri care sunt, deci, lipsiți de un părinte. Zicem, mama sau tata sau chiar ambii părinți sunt plecați și rămân în grija rudelor apropiate, care de fapt îi neglijează. Vorbim de o categorie foarte mare de tineri care au absolvit școlile internat sau casele de copii. E vorba de tinerii care nu au o meserie, tinerii care nu au rezerve interne. Când vorbesc de rezervele interne, vorbesc de o profesie, de calificație, vorbesc de inteligență, au școala specială și au retard mental. Și nu în ultimul rând, trebuie să menționez că nu au rezerve nici exterioare, n-au rude, n-au apropiați care să-i ajute. Dacă mai vorbim de beneficiarii noștri, trebuie să menționăm că ăștia sunt de regulă femeile care vin din relații foarte violente, din relația de violență domestică foarte crudă, care de fapt, știind că există traficul de ființe umane, riscă pentru că nu știe cum să rupă cercul vicios al violenței. Recrutorii acestor beneficiari de regulă sunt consătenii, colegii, prietenii, sunt rudele cu mătrii. Și îmi pare rău, dar trebuie să menționez, nu în ultimul rând, prietenul sau chiar soțul. Soțul care își vinde soția, care este gravidă la a treia lună. Țările de destinație a victimelor traficului de ființe umane în ultimii 6 ani s-au schimbat. La început era Kosovo, la început era țările balcanice, astăzi s-au reorientat spre țările arabe, în special Turcia, Rusia, Ucraina și trafic local. E vorba de exploatarea tinerilor aduși din Transnistria, din sudul sau din nordul Moldovei și exploatați la Chișinău. Exploatarea are mai multe fațete. Vorbim despre exploatarea sexuală, care este cea mai răspândită și cu care am început noi să lucrăm 6 ani în urmă. Vorbim despre exploatarea prin muncă, care la fel este foarte variată. Vorbim despre cerșit, unde sunt implicați copiii, tineri, bărbați și femei, în special cu handicap, și vorbim despre prelevarea de organe. Dar astăzi aspectul acestei exploatări s-a schimbat prin faptul că ea se îmbină, ea este foarte variată. Dacă vorbim de cerșit, neapărat există și exploatare sexuală. Dacă vorbim de exploatarea prin muncă, neapărat se implică exploatarea sexuală. Metodele de lucru ale traficanților au rămas în esență aceleași. E vorba de înșelăciune, e vorba de promisiuni goale, dar trebuie să menționez că astăzi trecerea în altă țară sau trecerea graniței este mai puțin frauduloasă. E vorba de faptul că granițele sunt transparente sau primesc viza la intrare în țările arabe sau în Rusia. Nu mai merg pe brânci, nu mai merg prin corăbii noaptea și așa mai departe. Însă, sunt niște schimbări atunci când e vorba de traficantul din țara de destinație. Dacă câțiva ani în urmă, ele erau închise în subsoluri, erau deposedate de documente, erau bătute, maltratate, ținute semiflămânde. Astăzi, tactica s-a schimbat. Ele, deci, sunt mai puțin închise, ele sunt hrănite și chiar în unele țări sau de unii traficanți sunt salarizate în ghilimele, pentru că, de fapt, primesc $100 pe care o trimit copilului ca să-l alimenteze. E o altă formă de exploatare, dar tot atât de cruntă, nemiloasă și complicată. Dacă e să vorbim despre specificul țărilor,
atunci trebuie să menționăm că țările arabe, de fapt, problema cea mai mare este sexul neprotejat și problemele de sănătate cu care vin femeile. Exploatarea în Rusia se caracterizează prin faptul că se cumpără de un client, dar este exploatată tânăra de mai mulți sau de zeci de clienți. Și atunci asta distruge sănătatea ei reproductivă, dar și sănătatea ei mentală. Salvarea din trafic este foarte complicată. Este complicată din mai multe considerente. În primul rând, pentru că sistemul în acele țări în care ele se află de destinație este foarte corupt. Nu întotdeauna, dacă te adresezi la un polițist din Rusia sau din Turcia, poți fi salvat. Dimpotrivă, poți fi vândut într-un alt bordel. Nu întotdeauna poți să fugi sau să te eliberezi în momentul în care nu cunoști limba, nu cunoști țara, nu ai un document și nu ai niciun ban. De aceea, tinerile găsesc doar o singură soluție credibilă. Ele intră, deci, în contact cu niște clienți care capătă încredere și salvarea lor, de regulă, este clientul sau o biserică creștină care poate să o ajute și, nu în ultimul rând, în momentul în care se fac raiduri și sunt brigăzile specializate de polițiști, atunci îi ajută. De multe ori ne întreabă de ce, totuși, trecând prin niște experiențe foarte negative și printr-un alt grad de violență, deci unele femei încearcă să revină în țările din care au venit sau își schimbă țara de destinație. Trebuie să menționez că femeia retraficată trăiește cu nădejdea că nu va greși a doua oară. Încearcă să aibă încredere în cel care o invită. Sau e vorba de revenirea în Turcia sau revenirea în Rusia, unde ea deja cunoaște limba, ea și-a făcut niște prieteni și revine cu speranța de a se ocupa cu altă activitate. Însă, de regulă, cei care au invitat-o, imediat o vând. Retraficul nu vorbește despre faptul că femeia vrea să revină în prostituție. Retraficul este o încercare a femeii de a-și reface viața încă și încă o dată. Când vorbim despre faptul că sunt marcați, vorbim despre stresul post-traumatic. E vorba de o diagnoză psihiatrică care se caracterizează prin stări depresive, prin nedorința de a trăi, prin idei suicidale și încercări suicidale, printr-un nivel înalt de agresivitate, prin faptul că oamenii emoțional devin săraci. Ea nu mai poate trăi emoțiile și sentimentele sale așa cum le-a trăit înainte de această experiență. Ea, femeia, ea, tânăra, nu mai poate iubi așa. Ea pierde încrederea în oamenii cei mai apropiați. Ea are lacune în memorie. Ea suferă nespus de mult pentru faptul că nu poate să-și deschidă sufletul oricui. Ea crede despre sine mult mai rău decât este, ea se subestimează. Din această cauză, ea își găsește foarte greu un loc de muncă. Ea, dacă recunoaște, este stigmatizată. Ea, de fapt, este exclusă social. Dacă e să vorbim de situația la moment, trebuie să menționez că centrul de reabilitare are foarte multe cazuri de succes sau majoritatea tinerilor, femei, bărbați care au trecut prin el, ne bucură pentru că ei au încercat să-și refacă viața și au încercat să o refacă nu numai datorită asistenței despre care am vorbit, dar și datorită faptului că avem niște programe speciale unde ei sunt instruiți pentru micul business. Chiar azi dimineață m-am întâlnit cu tânăra care a venit 5 ani în urmă din Kosova. A venit distrusă, a venit dintr-o experiență foarte grea. Astăzi are o afacere de succes. Are nu numai un butic, dar are câteva, deci, deja magazine unde vinde marfă, unde prosperă și nu numai atât, dar se ocupă cu binefacere. Deci ea astăzi e în stare nu numai singură să prospere, ea și-a refăcut viața, ea s-a recăsătorit, dar ajută și celor care au fost în situație similară și manifestă altruism și o atitudine extraordinar de pozitivă față de femeile care au avut o experiență identică cu a ei.